cadou pe care îl consider extrem de cheesy. Așa că îl găsiți, sunt 11 milioane. Luați ceva de calitate, dacă tot... Mine este seară, nu știu exact în ce moment al zilei vedeți voi clipul ăsta. O să-l pun, bineînțeles, dimineața, ca întotdeauna. Dar, înainte de a intra în subiect și în problemă, vreau să vă anunț că suntem în prezența prințesei, care nu vrea să se uite la voi pentru că am lumina acolo și nu-i place. Dar este aici, tocmai ce a venit de afară și are lăpucele înghețate și are nevoie să îi încălzesc. Da, i-am arătat mai devreme, i-am arătat... ornamentele din braț. Stai, mama, nu trage de... Ui! Stai așa, mai lasă-mi și mie plovărul ăsta întreg, vrei? Hai, nu trebuie să te agheți de tot. Am arătat ornamentele mai devreme și a fost, după cum vedeți, este extrem de indiferentă. Nu-i place. Asta pentru că m-ați tot întrebat cu privire la ea dacă și cum reacționează la braț. Da, nu-i pasă de el. Nu-i interesează. Avem aici și un... gingerbread man plin cu cappuccino fierbinte, chiar dacă este seara, și îi dăm drumul pentru că astăzi avem un ghid de cadouri cu mențiunea că dacă vreți un ghid mai extins de cadouri, o să vă las ghidul de cadouri de anul trecut și de acum 2 ani. O să vi le las în descriere, pentru că acolo am foarte multe cadouri, foarte multe idei de cadouri. Anul ăsta a venit cu o listă mai restrânsă, pentru că înainte de a intra efectiv în lista mea de cadouri, de sugestii de cadouri, aș vrea să avem o mică discuție iarăși pe tema faptului că este bine în momentul în care... vrei să faci un cadou, mai ales în perioada sărbătorilor, dar nu numai. Vrei să, în momentul în care vrei să ai o atenție de genul ăsta față de cineva, este bine cumva să fii atent pe parcursul anului la persoana respectivă, mai ales dacă ți este apropiat. În momentul în care persoana nu ți este apropiată, este un șef, este cineva mai distant, atunci lucrurile pot sta altfel. Dar în momentul în care îți este apropiată persoana, cred că este bine de avut în vedere cam ce îi place omului ăluia în timpul anului, să știi ce îi place, să fii atent, să fii, nu știu, cu urechile deschise, cu antenele pregătite, ca să... îți ușurești ție misiunea pe de o parte, să știi cam ce să iei, și pe de altă parte, dacă tot cheltui niște bani, să-i cheltui pe ceva util. Poate că ceea ce își dorește persoana respectivă nu se află în bugetul tău, pentru că și asta este un criteriu, într-adevăr, bugetul. Și atunci trebuie să faci lucrurile altfel, dar chiar și așa, știind care sunt pasiunile, preferințele omului respectiv sau ce îi place, ce își dorește, te ajută mult mai mult, da? Spre exemplu, dacă știi că persoana respectivă este nebunită după machiaj, da, sunt multe șanse să iei produse de machiaj și să fie ok, dar aici se complică treaba, știți? Pentru că sunt foarte multe palete, sunt foarte multe chestii, da? Și mai ales pentru bărbații, e infernal să se ducă într-o Sephora. La fel cu parfumurile. Este foarte greu să faci cadou un parfum, din punctul meu de vedere, pentru că nu știi exact ce parfum își dorește persoana respectivă, da? Sau dacă știi, e minunat, dar nu știi ce îi se potrivește, nu știi ce îi place, da? Dacă poți să urmărești aspectele astea, este iarăși un punct bonus pentru tine. Dar așa, să iei un parfum la general, știți că se practică chestia asta, nu cred că este cea mai bună idee. Dar despre cadouri nepotrivite o să vorbim în alt clip, pentru că am și așa ceva pentru voi. Până atunci vorbim despre cadouri pe care le consider eu cât de cât potrivite. Și am așa o listuță mai scurtuță ca în anii trecuți, dar destul de interesantă, zic eu. Uite, mi-a sugerat cineva aici pentru bărbați, în mod special, se pare că apreciază foarte tare, dar iarăși cu condiția să știți dacă îi se potrivește, dacă își dorește așa ceva, și anume fiolele de la Gerovital pentru căderea părului. Tratamentele acelea de la Gerovital. Se pare că sunt foarte bune, funcționează și chiar le apreciază foarte mult bărbații. Asta în cazul în care știți
că sunt amator de așa ceva, că se preocupă, că îi preocupă subiectul ăsta cu căderea părului și că își doresc, da? Dacă nu le-au încercat sau dacă nu se duc neapărat ei să-și cumpere, le puteți cumpăra fiole din acelea, eventual puteți face un cadou complex așa, mai puneți acolo câteva chestii. Recomandarea astrologului este să vă feriți de șampoane, săpunuri și chestii de genul ăsta, da, în ceea ce privește cadourile, decât dacă sunt din acelea mai deosebite, da? Așa că vedeți cum faceți, puteți să faceți așa, să alcătuiți un cadou, o cutie cu mai multe chestii pe lângă fiole, dar dacă aveți un prieten, un frate, un tată care se preocupă de căderea părului, mi s-a zis că asta ar fi o idee foarte bună și chiar sunt și că ar fi și bune, funcționează. Un cadou pe care îl consider extrem de cheesy, dar care se poate potrivi unei anumite categorii de persoane sau anumitor persoane li se potrivește foarte tare, sunt tablourile cu mesaje motivaționale, dar nu doar așa că ai luat și ai printat niște cuvinte pe o foaie și le-ai băgat în ramă, ci făcut cumva mai special, adică făcut, nu știu, cu un cadru, cu o fotografie de persoanei respective sau cu o fotografie specială pentru persoana respectivă sau găsit ceva, știți? Adică ceva care să arate că aveți un pic de grijă la detalii, aveți un pic de atenție către persoana respectivă și că ați remarcat că îi place, nu știu, un loc anume sau așa, un citat anume, dacă are un filozof preferat din care tot dă un citat sau dacă îi se potrivește, nu știu, un citat sau un nickname sau ceva de genul ăsta, puteți să-l printați, da? Adică mergem pe chestiile personalizate, iarăși în categoria de lucruri personalizate, ați văzut că sunt acele hărți astrale, digitale, făcute de mai multe companii, sunt hărțile alea astrale în care, nu știu, ți arată cum era cerul într-o zi specială, nu știu, când te-ai căsătorit sau când te-ai născut sau așa mai departe, cum erau stelele așezate pe cer. Și aia mi se pare un cadou foarte special și foarte frumos și arată că ai un pic de atenție la detalii către persoana respectivă, îi acord mai multă atenție decât bună, ba, știți? Și ca să vă fie mai ușor, să știți că vă las link-uri pentru toate astea în descriere ca să vă fie simplu să le puteți identifica. Următorul cadou, iarăși, care este foarte, foarte util pentru toată lumea, atât pentru băieți cât și pentru fete, pentru că suntem în era în care avem earbuds, dar rămân fără baterie, am înțeles foarte repede, eu nu am, că nu mă încap în ureche. Niciunele din căștile alea micuțe nu mă încap în ureche, dar o pereche de căști, fie că sunt wireless, fie că sunt din alea earbuds, fie că sunt nu știu cum vreți voi, din alea cu Bluetooth, căștile întotdeauna sunt o idee bună, mai ales dacă știți cam ce tip de căști se potrivesc persoanei respective sau care are nevoie. Go ahead, căștile sunt întotdeauna o idee foarte bună. O mică mențiune aș avea aici, știți că sunt acele căști mari, mă rog, inițial le-au scos cei de la Beats, alea mari, uriașe, le vedeți prin metrou, de le poartă toată lumea. Alea nu se potrivesc pentru toți, știți, și pentru toată lumea. Spre exemplu, mie, dacă vii să-mi dai o pereche din alea de căști, nu știu dacă o să mă simt tocmai ok, da? O să apreciez gestul, dar nu o să mă simt tocmai ok, pentru că nu sunt genul de căști pe care să le port. Nu o să mă vedeți pe mine în pantofi, pe tocuri și cu alea pe urechi, da? Știți, mergând pe afară. Dar dacă persoanei respective îi se potrivesc căștile alea, nicio problemă. Și ca opțiuni aveți foarte multe opțiuni de branduri și de firme, aveți de la Apple, Samsung, Xiaomi, nu știu, sunt multe variante în funcție de bugetul vostru și în funcție de nu știu, ce preferați. Am înțeles că majoritatea sunt bunicele și problema la cele mai multe e cu bateria. Dacă aveți în preajma voastră o persoană dragă care călătorește foarte mult, un prim cadou foarte util ar fi un troller, din punctul meu de vedere. Ar fi foarte util și cu siguranță s-ar gândi la voi cam de fiecare dată când l-ar folosi. Fie că vorbim de un troller din ala mic, un bagaj din acela mic, fie că vorbim de unul mare de cală, acum iarăși, again, în funcție de bugetul vostru și în funcție de ce știți că își dorește persoana respectivă. Sunt o variantă foarte bună. Dacă o persoană călătorește foarte mult, știți că în anul ăsta a călătorit, nu știu, a avut
20-30 de excursii, a plecat peste tot în lume, s-a dus peste tot, cu siguranță o să se bucure și cu siguranță are nevoie de un troller nou. Dar numai că mențiunea este, aveți grijă, nu luați din alea de la chinezi de 200 de lei, că alea se strică repede la prima aruncătură din avion, în avion așa se strică. Încercați să luați ceva de calitate dacă tot mergeți în direcția asta, adică luați ceva, mergeți către Samsonite, că am înțeles că cele mai bune. Ca lucruri la care trebuie să aveți mare grijă sunt roțile, să aibă rotire 360 de grade, dar să nu fie din alea blocate, strig doar față-spate, că n-a ajută la nimic, că avem nevoie să ne mișcăm și să ne schimbăm direcția foarte des în aeroport și prin alte locuri. De asemenea, fermoarele să fie de foarte bună calitate, să se închidă bine, da, să funcționeze foarte bine și să aibă un sistem de securizare, iarăși este foarte important. Repet, din ce am înțeles eu până acum, dacă mergeți către Samsonite, sunt cam cele mai bune, că sunt cele mai bune de pe piață. Toată lumea le laudă, adică până acum n-am auzit nicio persoană care să zică nu. Sunt mai scumpe, într-adevăr, dar sunt foarte bune și dacă aveți o persoană care călătorește foarte mult, sigur o să se bucure de asta. Tot în categoria asta de travel intră și accesoriile pentru bagaje și aici nu mă refer neapărat la tegurile alea pe care le pui la bagaje, pentru că alea se pierd și nu prea au nicio valoare, ci mă refer mai degrabă la lucruri pe care le poate folosi persoana respectivă pentru a-și optimiza bagajul. În speță, porfarduri sau genți din astea pentru compartimentare, că acum sunt o mulțime de genți din astea pentru compartimentarea bagajelor. Găsiți, sunt 11 milioane peste tot. Porfarduri. Iarăși, apropo, ca tips de la cineva care zboară foarte mult, se pare că porfardurile transparente sunt foarte, foarte utile și ajută foarte mult în aeroport. Așa că aveți un tips pentru persoanele care călătoresc foarte mult, porfandurile transparente vă ajută cu lichidele. Că știți că e toată nebunia, așa. Apoi ar mai fi tot felul de accesorii din astea prin care să-ți, nu știu, separi electronicele de lichide, să separi, să culezi din ăștia în care să-ți pui cablurile, că de obicei călătorim cu 150.000 de cabluri. Dacă mai face și vlog ca mine sau ca are altă pasiune de genul ăsta, în genul ca fotografiei, sigur are baterii, camere, carduri de memorie, cabluri, nu mai zic, cu milioanele, așa că ceva care să le țină compartimentate și foarte, foarte bine la un loc, așa, este foarte util. Tot la categoria travel, aș spune, există și cred că am inclus și în gift guide-ul de anul trecut, dar nu strică să menționez din nou. Sigur ați văzut pe net circulând acea hartă răzuibilă în care răzuiești locul pe țara în care ai fost, da? Și ușor, ușor îți dai seama, te uiți la ea și vezi cam pe unde ai fost în lumea asta și mi se pare o idee genială. Chiar am vrut să iau Eugenie și eu una n-am mai găsit un stoc la momentul la care am vrut să o iau și după ce i-am zis, mi-a zis, zice, bine că mi-a luat-o, că n-am unde să o întind. Și zic, ok. Deci încă un aspect la care să aveți grijă, da? Să aibă spațiu de unde să o întindă, pentru că este foarte frumoasă. Și există două versiuni. Există o versiune pentru România, pentru acele persoane care poate nu călătoresc foarte mult în străinătate, dar călătoresc prin România și sunt județele acolo sau sunt obiective turistice din România și poți să răzuiești zona respectivă sau obiectivul turistic. Și sunt acele hărți cu întreaga lume, este harta lumii și tu te poți și răzuiești fiecare țară pe măsură ce ai fost în ea. Și mi se pare un detaliu foarte special, mi se pare un cadou foarte drăguț și este interesant overall așa să te uiți, wow! Să vezi, păi, uite cât am călătorit. Tot pentru cei care merg mult cu mașina sau călătoresc, sunt foarte utile cănile alea termice. Cu mențiunea că, dacă se poate, să nu le luați cu motive de Crăciun. Deci, încercați de preferat, asta ca o paranteză, încercați de preferat să nu luați nimic cu motiv de Crăciun. Da? Dacă vreți voi să luați un lollipop, un ornament, nu știu, un globuleț sau ceva, aia e extra, treaba voastră. Dar nu luați, în general, cadouri cu motive de Crăciun, pentru că atunci omul ăla nu poate să folosească cana aia termică în iulie.
Știți? Poate vrea să-și pună berea rece în cana termă mică. Păi nu poate, că e cu Moș Crăciun. Seriously, te duci cu ea pe plajă, nu merge. Așa că încercați să fie util cadou pe care îl faceți și luați o cană termică, sunt foarte utile, sunt foarte, foarte multe versiuni de căni termice. De la varianta aia sticlă, la varianta asta, o variantă din asta mică, variante de căni din acelea termice care se încălzesc în mașină, iarăși sunt foarte utile, da? Se încălzesc în mașină și după aceea, după ce le-ai deconectat de la priza de la mașină, rămân calde, țin băutura caldă mult timp, iarăși. Nu știu, sunt multe variante pentru cineva care stă mult în mașină sau călătorește foarte mult, pleacă dimineața foarte devreme, are un program din ăsta turbat, așa, știți, și pleacă dimineața, vine seara, poate n-apucă să-și bea cafeaua acasă sau ceaiul acasă și atunci e utilă o astfel de cană. Apoi, un cadou pe care l-am considerat tot timpul foarte oportun, iarăși, dacă ai grijă să fie adaptat persoanei respective, sunt gift cardurile. Fie că vorbim de gift carduri pentru Sephora, fie că vorbim de gift carduri la un magazin de haine, spre exemplu, la un croitor, de exemplu. Te duci și faci o înțelegere cu un croitor și îi plătești, nu știu, tot ce se ține de crearea unei rochi în avans, îți face ca un gift card și îl dai persoanei respective, da? Fie că sunt tratamente corporale. Asta numai în cazul în care persoanele cărora le faceți astfel de cadouri sunt amatoare de așa ceva, da? De exemplu, să te duci la mama să-i dai un, nu știu, un abonament la spa, nu ajută cu nimic, că nu-i place, da? Nu e din sfera ei de interes. Da? Prin urmare, iarăși, da, trebuie să vă gândești și la gift card-uri să fie țintite. Acum, am avut o lungă dezbatere cu privire la abonamentele la sală, în ceea ce privește acest capitol al cadourilor cu gift card-urile. Sunt abonamentele la sală o idee bună? Sunt o idee bună în măsura în care persoana căreia îi vrei să-i faci cadou un abonament la sală, se duce deja la sală, este deja împătimit al sălii, se duce, face chestia asta, da? Și dacă nu știi ce să-i cumperi și știi că face sport în fiecare zi și se duce la sală și se ține de treaba asta și chiar muncește și chiar vrei să-l ajuți, atunci da, poți să-i plătești tu un abonament pe 2, 3, 5, 6 luni, nu știu cât vrei tu, se pot plăti, da? La sala la care merge. Dacă nu se duce la sală, să spune că este o persoană care a căpătat așa forme și proporții în ultima vreme și vrei tu să-i faci cadou un abonament la sală, este unul dintre cele mai nepotrivite cadouri pe care poți să le faci. Da? Dacă persoana aia nu se duce la sală și ți se pare că mai ales că a căpătat niște forme în ultima vreme. Deci nu. Da? În situația respectivă nu. De aia spun, cadourile trebuie să le privești particular în funcție de persoană. Pentru că poți să ajungi să-l jignești pe om foarte ușor printr-un gest de genul ăsta, da? Căpătat ceva proporții, forme așa în ultimul an și tu îi dai un gift card pentru sală. Na. Nu e cel mai bun mesaj pe care vrei să-l transmiți și mai ales acum de sărbători. Așa că mare atenție în ceea ce privește sala, echipamentele de sport și așa mai departe, că iarăși am avut discuția asta cu mai multe persoane cu privire la echipamente de sport, sală și așa mai departe, da? Sunt mai sensibile subiectele astea. Apoi, pentru bărbați, ce s-a dovedit de-a lungul timpului a fi un cadou foarte inspirat, nu sunt sticlele de vin, deși și alea sunt inspirate în anumite situații. Dacă vinul este foarte vechi, rar și evident scump, da? Atunci poate că merge. Dar dacă vinul este ceva recent, așa, nu e cea mai bună idee. Bun. Apoi, dar ce s-a dovedit de-a lungul timpului a fi o idee foarte bună sunt sticlele de whisky. Mai ales pentru bărbați, da? Whisky-ul este cumva privit ca fiind o băutură pentru cei cunoscători, ca fiind o băutură mai select. Nu este săniuța vodka noastră de toate zilele din România, de vremurile apuse. Așa, da? Deci, whisky-ul, dar și aici, mare atenție să fie whisky de calitate și să fie whisky bun. Da? Să nu fie orice spălătură de 60 de lei pe care o iei de pe raft, că nu, ăla nu-i whisky, ai apă cu ceva, niște
alcool amestecat în ea. Deci, mare atenție, da? Că nu... și aici, în ceea ce privește alcoolul, este foarte complicat și trebuie să studiați puțin problema, da? Nu vă aruncați la prima sticlă, pentru că este peste ceea ce beți voi în mod normal. Dacă voi sunteți băutori de bere, vă duceți, vă uitați, a, e 60 de lei sticla, bun, gata, o iau. Nu, nu e bună. Nu, nu. Whisky-ul este o idee foarte bună în materie de cadouri, în special pentru bărbați, dar trebuie să studiați puțin problema, să fie ceva mai deosebit. Poate să fie și ediție de Crăciun, dar să fie ceva de calitate, da? Nu luați orice, repet, spălătură pe care o găsiți la primul raft în supermarket, că nu e ok, și este la fel și cu coniacul. Și coniacul, dacă nu vreți să luați whisky, și coniacul este o variantă bună. Atenție că coniac este numai ăla care vine din Franța, da? Deci numai ăla e coniac. Și la fel și acolo avem mai multe versiuni de coniac și mai multe opțiuni. Mi s-a pus întrebarea de lenjerie. Este lenjeria o idee bună? Între parteneri, desigur, nu vă apucați să luați, nu știu, șefului sau mai știu eu cui, și mai ales să se vadă și în public treaba asta, că e de foarte prost. Lenjeria, da, e o idee bună atâta timp cât e scumpă. Deci dacă nu este de un brand din ăsta sofisticat, un brand special creat, care creează lenjerie, nu. Victoria's Secret nu este o idee bună. Poate Victoria's Secret este pentru cineva care nu-și permite chiar deloc lenjerie, dar așa, în general, nu, feriți-vă. Da? Dacă aveți o persoană care nu-și permite, efectiv nu-și permite și poate și-ar dori ceva, și pijamale, și că aici intră și categoria de pijamale, că nu-și permite și nu-și permite Victoria's Secret, da, în cazul ăsta merge să luați, nu știu, lenjerie sau pijamale de la Victoria's Secret, dar așa, la nivelul general, știți, la publicul larg, nu e o idee bună. Să fiți sigur că dacă mă învii cu o pijama de mătase de la un brand din ăsta mai sofisticat, nu mă supăr, dar dacă învii cu ceva de satin din Pepco, nu e ok. Poate fi haioasă chiar ideea de lenjerie pentru partener, dar v-am zis cu condiția asta, să fie ceva deosebit, să fie ceva sparkly, să fie ceva care iese din ritmul normal al vieții, ca să spunem așa. Și o idee foarte bună sunt posterele sau tricou, mărciurile în general, cu artistul preferat sau trupa preferată sau iconul preferat al omului căruia vreți să-i faceți cadou. Dar mare atenție să fie, să știți că îi place foarte tare, da? Adică să știți că ăla este omul, that's the man, așa, și să știți că o să-i facă plăcere, da? Să primească ceva, să știți că aia e trupa lui preferată și că aveți un poster. Dacă se poate, mai ales în cazul posterelor, să fie cu autograf sau așa, e și mai bine. Este fabulos, senzațional, genial și excepțional. Dar dacă nu, pum, și un poster înrămat de preferat, adică nu lăsat așa singur el de capul lui, înrămat, sau mărciuri, în speță, tricouri, hanorac și așa mai departe de la trupa respectivă, știind că îi place foarte tare. Acum sunt cam toată lumea, și artiștii, și youtuberii, și cam toți au mărciuri din astea și găsiți ceva de cumpărat, găsiți pe... Feriți-vă pe cât posibil de fake-uri, da? De replici, fake-uri și așa mai departe, mai ales în cazul trupelor mari. Ca să fie cadou cât mai special, dacă tot e, da? Să fie special, nu așa că v-ați comandat de pe AliExpress un tricou cu AC/DC și gata, am rezolvat problema. Nu e ok, că ăla și-l poate lua oricând omul, știți? Iarăși vorbim de nu numai de a face cadou, ci de a fi un pic mai special cadoul ăla, da? De a pune o tușă personală și de a fi puțin mai special ca să arătați că chiar v-ați gândit la persoana respectivă. Tot în ideea de spectacole și așa mai departe, pentru amatori puteți lua bilete la concerte, da? Sunt o idee foarte bună. De exemplu, dacă știți că persoana respectivă se duce în fiecare an la Untold, da? Sau la orice alt festival, la Enescu sau la orice alt festival, puteți să luați bilete pentru Untold, să luați un abonament. Nu o să se supere nimeni dacă știți că asta face fiecare an, să duce, nu lipsește de la Untold, nu o să se supere nimeni că îi dați un abonament la Untold în avans, da? Un an înainte. La alte spectacole sunt o mulțime. La operă sunt sold out toate, credeți-mă că m-am uitat. Toate sold out, trebuie să le comandați din vară.
dacă vreți, dar în general sunt și puteți urmări. Sau dacă, nu știu, există un concert din ăsta mare, vine Celine Dion în România, cum a fost, sau vine nu știu cine și știți că îi place foarte mult artistul respectiv, puteți să-i cumpărați bilet la spectacolul respectiv. Și cred că este un cadou, iarăși, foarte, foarte bun, care arată atenție la detalii, care arată grijă către omul pe care îl... căruia îi faci cadou și care arată că, băi, chiar îți pasă, adică nu dai banii degeaba pe ceva așa, ci pur și simplu chiar îți pasă de omul ăla, îți pasă de pasiunile lui, îți pasă de el și, și banii tăi până la urma urmei sunt o investiție bună, că dacă îi place, sunt o investiție bună. Cam asta a fost lista mea așa mare de cadouri pe care am vrut eu să vi-o menționez. De asemenea, v-am zis, uitați-vă la lista de anul trecut și de acum 2 ani, pentru că am multe sugestii, am peste 50 de sugestii în clipurile respective, în fiecare dintre ele, deci acolo aveți cam 100 cumulate așa și aveți de unde să alegeți. Sunt idei bune de cadouri nu doar pentru Crăciun, ci și pentru restul anului. Cu mențiunea că, iarăși trebuie să fac o mențiune, asta e de la Spevel specială, că ideea de a cumpăra un popcorn maker este foarte, foarte bună. Da? Deci mi s-a comunicat, este foarte bună ideea de a cumpăra popcorn maker, pentru că este foarte, aparat din ăla de făcut popcorn, și că este foarte bun. Mai ales dacă omul are microunde, genial. Și plus de asta, sunt majoritatea sunt pe aer comprimat și nu trebuie să folosești ulei și sunt mai sănătoase. Știți că nu e uleiul ăla ars. Așa că mi s-a confirmat că este un cadou bun. Bun. Cam atâta pentru seara asta. Spuneți-mi ce cadouri minunate ați primit voi de-a lungul timpului. Care a fost cadoul ăla mic sau mare care v-a impresionat și v-a făcut să vă să rămâneți cu răsuflarea tăiată și să vi se pară wow. Și așa mai acumulăm idei de cadouri foarte bune. Vă pup, vă mulțumesc că v-ați uitat și ne vedem mâine cu un vlog nou. Ciao.